eu sunt Anca, iar astăzi ne vom întoarce în timp, mai exact în urmă cu 10 ani, și vom vedea ce s-a întâmplat atunci, ce era în vogă atunci, ce artiști asculta lumea. În urmă cu 10 ani, eu aveam 10 ani, aproape 11, în urmă cu 10 ani era 2008. În 2008, Jetix-ul din România s-a transformat în Disney Channel și a venit cu o mulțime de seriale noi și desene animate noi. Obama a devenit primul președinte american de culoare. Ina s-a lansat în România în anul acela și Lady Gaga s-a lansat internațional în anul acela. Primul articol dintr-o revistă din România cu Lady Gaga. Atunci se lansa Lady Gaga. Elevii din High School Musical terminau liceul, iar Anca colecționa un album întreg de stickere și da, albumul ăsta e completat 100%, nu-i lipsește niciun sticker, atât de obsedată eram. Oamenii colecționau reviste Bravo, Bravo Girl, Cool Girl. Am făcut un clip în urmă cu 2 ani în care am vorbit în mare despre ce se întâmpla în urmă cu 10 ani și citeam din reviste pe care le aveam eu din 2008, pentru că nu aveam reviste mai vechi, deci atunci era 2016 și în urmă cu 10 ani, atunci era 2006, dar... În 2008, când mi-am luat revista asta, aveam 11 ani, erau la modă blugii cu talie joasă, erau la modă astea, era în ascensiune tipa asta. Revista este din 2008. Unul dintre prietenii ei celebri este Cătălin Măruță. Mai mult decât atât. Tia, Rihanna și Dan Bolan lansează Dragostea din tăi în America. Maia hi, maia hu. Connector avea codițe pe vremea aia, fetele. Twilight era în ascensiune. Am aflat cine-i Demi Lovato și Jonas Brothers și am avut și albume cu ei, pentru că I was that obsessed. Dar un lucru interesant din reviste care chiar m-a semi-șocat a fost faptul că oamenii puneau anunțuri despre fan cluburi, forumuri, schimburi de postere și alte nebunii sau adrese de e-mail pentru a căuta prieteni, ceea ce nu se mai practică azi. Revistele nu se mai practică azi. Apăreau adresele vedetelor în reviste. Și topurile pe care acum le-au zis la radio, de fapt, trebuiau trimise redacțiilor, pentru că în revista următoare vor fi updatate. Însă, în materie de haine, foarte, foarte, foarte multe schimbări s-au întâmplat și cred că aș putea să vorbesc zile întregi despre ele. Mi-am căutat printre hainele mele vechi. Nu o să vă vină să credeți, dar eu în clasa a 5-a eram cam la fel de grasă ca acum. Cum? Puțin mai scundă, dar la fel de grasă, poate chiar puțin mai grasă. Și mi-am căutat în pod, mi-am unit câteva haine, mi-am mai cumpărat câteva accesorii pe lângă și am format 3 ținute cu ce se purta pe atunci și le-am purtat în 3 zile diferite, în urmă cu câteva zile. Am vrut să văd reacția oamenilor, am vrut să văd discrepanța dintre cum am îmbrăcat atunci și cum am îmbrăcat acum. Prima ținută înglobează câteva haine pe care le purtam cu ardoare în urmă cu 10 ani, dar pe care în urmă cu 8-9 ani le-am lăsat închise în dulap și acolo au fost. Azi m-am îmbrăcat, deci astea absolut tot ce vedeți pe mine, în afară de mărgele care nu sunt ale mele, toate sunt haine pe care în urmă cu 10 ani eu le purtam și care încă mi-s bune. Țineți minte moda vestelor pe deasupra cămășilor și mai ales cămăși din alea deveneau așa... pe corp, de mureai de transpirație cu ele pentru că erau din material supraelastic și dacă era cald afară te... pe dedesubt. Asta am purtat. Fiți atenți! Atunci când n-aveți bani pentru saună, cumpărați această cămașă, nu e product placement. O să muriți de cald în ea. Bineînțeles, cum să nu uităm de pantalonii colorați? Toate fetele de școala primară sau generală purtau pantaloni colorați. Cred că nu eram singura persoană care atunci când era în liceu sau chiar în general aveam pantaloni maro, roșii, mov, whatever. Și balerinii au fost un trend foarte mare. Ținuta a fost inspirată integral de mine, dar căutând acum în revistă și uitându-mă, am văzut că o vedeți pe Demi Lovato din urmă cu 10 ani, purtând cămașă cu carouri, vestă, partea de jos n-am nimerit-o, bucle, cum i-am făcut eu și în special lip gloss, pentru că toate fetițele purtau lip gloss. Dacă nu le lăsau mamele lor să se machieze, să dădeau cu ce de buza. Cât de 2008 arăt în momentul ăsta? E cu Hannah Montana. Cred că arăt ca o spătăriță, așa. Mi s-a zis că arăt în multe feluri. Vedeam cum unii oameni se uitau mai ciudat la mine. Geanta, recunosc, din outfit-ul meu nu era mea, era al Florii și mi-am împrumutat-o. Pentru că se purtau genți foarte mari și foarte colorate și asta e ca de plină momentul ăsta, că nu se mai poate închide și că dă sirupă. Doamne!
născut păreri în ziua respectivă, m-am simțit inconfortabil purtând așa ceva pentru că se vedea foarte tare generation gap-ul. Mă prefac că vorbesc la telefon, dar de fapt nu funcționează. Și foarte în vogă în urmă cu 10 ani erau accesoriile de păr. O să vedeți că în toate outfiturile mele am accesorii de păr, iar acolo port o fundiță care chiar îmi aparținea în urmă cu 10 ani și pe care chiar o purtam. Fundiță pentru că se purtau multe accesorii de păr. Purtau inele colorate și mari și mărgele, chestii la gât. Mi-am pus inițial mărgele, dar le-am scos. Al doilea outfit este oarecum din aceeași zonă cu primul outfit, dar este mult mai girly, mult mai oarecum inspirat din High School Musical și din nou înglobează o grămadă de stiluri. Pentru outfitul din a doua zi, inițial am mers prin CH-uri și mi-am cumpărat o rochiță scurtă pe care urma să o port cu niște colanți, dar pentru că nu aveam colanți, a trebuit să-mi reinventez outfitul și să mă gândesc la alt outfit. Așa că mi-am scormonit printre vechile haine pe care le aveam deja acolo, o fustă cu floricele care erau foarte în vogă pe atunci, cu o curea lată, toată lumea purta astfel de curele. Curele uriașe, accesorii care mai de care, se purtau coronițe, mărgele super, super multe și mari și cu modele. Se purtau mărgelele lungi și efectiv doar șirag cu mărgele, nu lănțișoare sau ciocăre sau whatever. Nope. Gentuțe tricotate și un tricou cu o mulțime de briz-brizuri. Ah, și tenis colorați fake, pentru că nimeni n-avea bani de Converse, cel puțin eu știu că n-aveam, da? Ăștia sunt tenisii mei din urmă cu aproape 10 ani, dar în urmă cu 10 ani purtam perechi similare. Ca machiaj m-am inspirat din coperta asta revistei Bravo Girl cu Vanessa Hudgens din High School Musical și părul tot din coronițe, toată lumea purta coronițe pe acea vreme. Am urât outfitul ăla. Am ieșit în oraș cu o prietenă. Ea e Diana, care mi-a fost colegă de bancă și de clasă și de toate, inclusiv acum 10 ani. Am ieșit chiar și în apropierea fostei mele școli generale, fix acolo unde studiam în urmă cu 10 ani. Ăsta de aici, unde sunt acum, este parcul în care am copilărit eu, parcul de lângă școala primară și școala generală. Am terminat școala primară în 2008 și am început școala generală în 2008. După ce am făcut filmarea de acolo, mi-am luat cu mine haine de schimb, pentru că cred că dintre toate outfiturile ăsta a fost cel care a înglobat cele mai multe elemente din trecut în el și cel mai pe din afară. Mai ales fiind în Suceava, am simțit că acolo oamenii se uită, oamenii judecă, eu nu mă simt bine, așa că după filmare am fost în cea mai apropiată baie de la cel mai apropiat restaurant și m-am schimbat cu hainele mele. O să zic că lumea că sunt o ciudată, nu mă simt deloc confortabil în hainele astea, deși haine de schimb. Și cred că astea două outfituri sunt outfituri care le plac părinților, că sunt așa cu mint, semi-elegante, dar hei, hai să experimentăm! 2008 a fost anul în care toată lumea se credea emo. Dacă n-ai avut vreodată breton pe pate și părul super tapat în sus și te îmbrăcai cu negru, minți. A, și îți făceai poze așa. Am fost emo în ultima zi și am decis să rămân emo toată ziua la facultate, unde oamenii nu judecă atât de tare decât în Suceava. Azi sunt emo! Cred că pentru mulți tineri inspirația asta a venit în special din partea cântăreților ca trupa Tokyo Hotel, care în 2008 devenea Best New Artist la premiile MTV în muzică. Tokyo Hotel, ăia care acum arată ca niște hipster și înainte arătau ca niște emo. Sau ca Avril Lavigne, de la care m-am inspirat cu hainele, pentru că purta foarte multe fuste în carouri, foarte multe tricouri cu rupturi, ciorap cu plasă. Se purtau Adidas și cât mai uriași și cu șireturi cât mai mari și colorate. A fost azi dimineață să duc gunoiul și era o vecină care a ieșit dintr-un bloc vecin și s-a uitat atât de lung la mine. A, și mănușile cu plasă, coronițele de păr. Azi sunt deci avem Adidas și Mary în clasa 8-a. Fusta pe care am avut-o la banchet în clasa a patra, tricoul ăsta care nu știu ce, cu viața lui, dar așa. Și hello, coroniță, șuvițe colorate, Avril Lavigne vibes, he was a skater boy, mănuși. M-am inspirat din ceea ce mi-inspirau pozele mele de emo wannabe de atunci. Cum erau ăia de era emo și poza, nu știu cum se putea așa? Da.
ca machiaj, m-am inspirat din fazele aia Sin și emo și din trupa Tokyo Hotel. Bunea că m-am dus la facultate îmbrăcat așa. Fusta de pe mine am purtat-o la banchetă de la sfârșitul clasei a patra, adică în 2008, ca să înțelegeți cum eram eu pe atunci. Cred că acum stau mai bine decât atunci. A fost o experiență interesantă, o experiență pe care n-aș mai repeta-o. Mă simt ca un beauty guru de ăla care, un beauty guru, tipul de aia de fashion, care se filmează așa super fashion prin chestii, diferența dintre ele și minică. Eu sunt ciudată. Toate trendurile și toate hainele de acolo sunt învechite în momentul ăsta. Cum ți se pare outfit-ul meu? Bă, nu mi se pare deloc dubios pentru că am trecut prin faza asta at some point. Chiar îi ziceam încă e mai devreme că am și o cordeluță din aia și am și o mănuș din alea acasă. Deci undeva acolo am trecut prin asta. Cum ți se pare ținuta mea? Sincer. Chiar mă simt ca acum 10 ani văzându-te așa. Cum mă ți se pare îmbrăcămintea mea de azi? Mi-am amintit și de clasa 5-a, poate 6-a. Și îmi plac balerinii. Mersi! Îs curioasă dacă o să revină vreunul din trendurile alea. Mi-a plăcut să port cureaua groasă, dar majoritatea acelor lucruri trebuie să rămână în trecut. Și un trend pe care îl purtam foarte, foarte des în trecut erau eșarfele alea despre care am mai vorbit eu în urmă cu câteva clipuri, pe care le purtai că era cald, că era frig înăuntru, afară. Au fost vreo 30 de grade toate zilele astea în care am filmat. N-am suportat să-mi iau o eșarfă din aia la gât și să stau toată ziua cu ea. Ar fi fost sinucidere. Este interesant să cauți în trecut și să vezi care sunt discrepanțele dintre ce era la mod acum, ce e la mod azi, ce trebuie să dispară, ce ar fi mișto să reapară. Hello, Twilight era la mod atunci. Mie nu mi-a plăcut niciodată Twilight, sorry, not sorry. Dar acum mai știe cineva ceva de actori? Jonas Brothers, unde sunteți? Faceți o reuniune? PLS? Să nu mai vorbim de faptul că Zac Efron și Vanessa Hudgens erau împreună pe vremea aia. Vanessa și Zac erați împreună? Erați împreună? Pentru mine 2008 pare o cu totul altă lume. Oricum, sper că v-a plăcut acest clip și că v-ați distrat și că ați învățat ceva. Dacă v-ați născut în 2008, 2007, 2006 pe acolo și nu știți ce se întâmpla în lume în momentul în care voi v-ați născut, here you have it. Și dacă sunteți de vârsta mea sau de o vârstă apropiată, sper eu că v-am dus într-o mașină a timpului așa de 10 minute și v-am adus puțină nostalgie. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să-i dați un like și să-mi lăsați în comentarii cu ce idei de clipuri mai aveți pentru mine. Dacă doriți să vedeți mai multe, nu uitați să vă abonați canalului meu, pun câte un clip nou în fiecare miercuri și în fiecare sâmbătă de la ora 18. Linkurile mele sunt în descriere, sunt foarte activă pe Instagram, urmăriți-mă acolo. Eu am fost Anca, vă mulțumesc că m-ați urmărit și până data viitoare, adios! Oh!